Bună ziua prieteni, bine v-am regăsit la rubrica Viețile Sfinților. Astăzi vom vorbi despre Sfântul mucenic Gordie, care a murit în anul 314. Sfântul muncenic Gordie a trăit în vremea lui Licinius al Romei 308-324. Din cauza persecuțiilor împotriva creștinilor, Gordie a renunțat să mai fie ostaș și s-a retras în munți revine în cetate în ziua praznicul prăznuirii lui Marte, zeul războiului, ca să-l mărturisească pe Hristos. Nevoind să lepe de credința în Hristos, din porunca împăratului, i s-a tăiat capul. Truparul Sfântului Mucenic Gordie Mucenicul tău, Doamne, Gordie, într-o nevoința sa, Cununa una a dobândit de la tine, Dumnezeul nostru, că având puterea ta, pe chinuitori am vins, zdrobita și ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, lui, mântuiește sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule! Condacul Sfântului Mucenic Gordie Să leudăm cu toții pe încununatul Mucenic Gordie! ostașul cel neviruit în lupte și neînfrânt în încercări, care ne-a strălucit cu adevărat de la răsărit ca o stea mare, dumnezeiască, podoaba mucenicilor lui Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei mai citale și ale tuturor sfinților tăi, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Doamne ajută, prieteni, să ne revedem, să ne reauzim cu bine și la alte filmări.